Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi o prezentăm recenzia lui Q7, nou automobilul, ci telefonul LG Q7. Un terminal mid-range care mai nou a început să scadă chiar și sub 1000 de lei, ce nu e rău deloc. Avem de-a face cu un telefon atât de arătos că din față chiar aduce cu un LG G7 sau chiar Pixel 2 XL. Un terminal care are chiar un game toolbar printre setări. Îndrăznește să vină cu o cameră singulară în epoca celor 3 camere, celor aproape 5 camere și își mai asumă câteva riscuri. Aflăm dacă merită în minutele următoare. Ce trebuie voi să aflați pentru început e că acest Q7 o să placă mult fetelor care stau pe Instagram mult timp. În minutele următoare aflați de ce LG Q7 este atât de atractiv pentru ele. Și nu numai. În ce privește designul, LG Q7 are o talie de 8,4 mm, ceea ce îl face un pic mai gros decât LG Q6, care măsura 8,1 mm în grosime. Cântărește 145 de grame față de cele 149 de grame ale predecesorului și este un telefon care vine cu o ramă metalică, sticlă în față, iar în spate, deși pare sticlă, este mai degrabă un material plastic. Acest telefon este capabil să reziste la unele scăpări, la schimbări de temperatură, la sare, la ceață, la vibrații, pentru care certificare militară, Military Standard 810 plus IP68. Deci un telefon un pic mai robust decât medie. Un pic. Nu intră în categoria aceea specială a telefonului robuste, ci doar un pic mai rezistent. Este un handset ușor de folosit cu o singură mână, vedeți și voi în acest moment, chiar dacă are un ecran care pe vremuri era de phablet, 5,5 inch, comod de folosit cu o singură mână. Ce nu este la fel de comod este feedback-ul oferit de butoane. Ele sunt cam mititele și cam subțiri. Cele de volum, să zicem, că sunt mai ok, dar cel power mi se pare că ar fi trebuit să fie un pic mai ieșit în afară. În rest, arată premium privind din zona frontală, cumva mi-amintește de LG G7 și puțin chiar de Pixel 2 XL, ceea ce nu e puțin lucru. Vine pe nuanțele Aurora Black și Moroccan Blue. Este sexy, este comod, este arătos și spatele totuși se zgârie un pic cam ușor și se umple de amprente, așa că mai bine vă luați o husă. Trecem mai departe la display. Ce avem noi aici? Avem un ecran IPS LCD de 5,5 inch cu rezoluție Full HD+. Aspect 18:9, iar în acest caz Full HD+, înseamnă 2160x1080 de pixeli. Hai să lăsăm toate discuțiile astea și să trecem la vizionarea video, acolo unde să ne dăm seama dacă e bun sau nu acest display. Primul lucru care mi-a atras atenția a fost felul în care arată culorile. Niște culori foarte vii, în același timp calibrate ok, nu sunt rele niciun grile de vizualizare, largi, luminozitatea este și în grafic, contrast acceptabil, deci o experiență plăcută, luminoasă, destul de imersivă. Observați că avem toate aceste colțuri curbate. Iar dacă aș vizualiza clipul ăsta în aplicația Gallery, avem și o opțiune de tip Pop-up Play. Hai să vedem și alte aspecte legate de display, precum anajamentul de pixeli, microscopul nostru ne-a arătat anajamentul RGB Stripes, deja clasic pentru IPS LCD-uri. Când vine vorba de luminozitate, am ajuns la un nivel maxim de 396 de lux, așa indica luxmetrul nostru. Cu această valoare depășim Xiaomi Poco Phone F1 pe Motorola One, dar rămânem sub Sony Xperia L1, sub Galaxy A6 2018 și sub Huawei P9 Lite 2017. Dacă vreți să faceți ceva calibrări și setări pentru acest telefon, când vine vorba de display, aveți o secțiune dedicată aici și sunt foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, umblăm la home screen, putem să umblăm și la wallpaper, iar când vine vorba de home screen, putem să alegem opțiunea de a avea sau nu app drawer, de a folosi un home screen ceva mai ușor pentru cei care sunt începători în ale smartphone-urilor. Avem wallpaper, screen swipe effect, forma de iconuri, grilă, apoi font, butoanele touch, scalarea aplicațiilor, mărimea afișajului, comfort view, care scade cantitatea de lumină albastră, care vă face rău la ochi, luminozitate, autoluminozitate, timeout, screen saver și cam astea ar fi toate opțiunile. Ecran satisfăcător și acum trecem la restul hardware-ului. Începem cu procesorul destul de familiar, octa-core, MediaTek MT6750, octactat la 1,5 GHz. Însoțit de 3 GB de RAM, 32 GB de stocare și slot microSD, plus un GPU Mali T860MP2. La utilizarea de zi cu zi, pot să vă zic că nu am constatat să avem lag sau vreun freeze sau stutter, dar la jocuri lucrurile stau un pic diferit, adică telefonul rulează asfalt 9, doar că se mișcă greu în meniuri și mașinile se văd cam pixelate. Riptide GPR Renegade rulează un pic mai bine, doar că și aici, după ce joci câteva curse, la un moment dat o să vezi că nu ai chiar cel mai bun frame rate din lume.
Culmea e că am jucat Assassin's Creed cel nou, Rebellion, și chiar dacă se mai blochează uneori, e jucabil. Și este un joc fresh, 2018, și faptul că rulează e mare lucru totuși pe acest telefon. Hai să vedem totuși Riptide, el este jocul nostru de bază. Mă miră că Play Store mă lasă să instalez pe OBG Mobile și zic că dacă faceți câteva ajustări și sacrificii, îl faceți jucabil. Cam așa arată Riptide, vedeți, este perfect jucabil, doar dacă te uiți cu atenție, o să vezi unele scăpări de frame-uri. E clar, nu e un telefon de gaming, asta e sigur, decât dacă te joci, nu știu, Temple Run sau Candy Crush. Evident că avem și niște benchmark-uri, hai să vorbim și despre ele. Sunt cele clasice, l-am trecut prin toate testele, n-am uitat de AnTuTu-uri, 6 și 7, începem cu 6. Ei bine, în AnTuTu 6, telefonul acesta îl bate pe Asus Zenfone Max Plus M1, pe Huawei Honor 5X, dar este sub un Xperia L1 și chiar sub LG Q6, știu că sună ciudat, dar așa e. Apoi, hai să vedem cum stă în AnTuTu 7. În acest test depășim AllView Soul X5 Mini și pe AllView V3 Viper, asta în vreme ce rămânem sub Nokia 6 și sub Moto G6. Cel mai relevant sau printre cele mai relevante este Geekbench 4. În subtestul multicore depășim Sony Xperia L1 și Lenovo K6, dar în același timp rămânem sub Motorola Moto G6 Play. Cu același scor multicore, aflați că rămânem sub Nokia 6 și sub Huawei Mate 10 Lite. Evident, pentru a discuta ca lumea de gaming, avem benchmark-ul Slingshot și observați că nu performează în mod deosebit aici. Vom depăși noi HTC Desire 10 Lifestyle și pe primul Zenfone Max, dar rămânem sub Huawei P20 Lite și chiar Nokia 3, care n-a fost vreun campion cu siguranță. GPU-ul nu impresionează deosebit, suntem în zona unui Galaxy A3 2016, a unui AllView V3 Viper și în general l-am depășit pe Xperia L1, dar mai mult de atât nu. În principiu, performanță de low mid-range și nu prea de gaming, deși eu sunt surprins că a rulat Assassin's Creed Rebellion cel nou. Hai să vedem cum stăm cu temperatura, pentru asta am făcut niște teste dedicate, iar în vreme ce ne-am jucat Riptide am ajuns la 39,1 grade Celsius, aproape de pragul periculos, dar fără a depăși. În vreme ce periculos, adică pragul nostru de 40 de grade supra încălzire, nimic cu adevărat periculos. Deci, 39,1 Riptide și la GFX Bench 34,7 grade Celsius, deci nu avem supra încălzire. Ca de obicei, vă prezentăm și harta termică a acestui telefon, realizată cu ajutorul senzorului special FLIR de pe telefonul Cat S61. Observați că disipează căldura foarte bine și nu sunt multe puncte în care se încingă în mod deosebit. Acestea fiind spuse, cred că este cazul să vorbim despre baterie, o unitate de litiu polimer de 3000 de mAh. Pe hârtie ni se promit până la 25 de ore de convorbiri 3G. Lăsăm hârtia, nu ne prea lucrurile pragmatice, cum ar fi durata de playback video continuu, în buclă. 8 ore 23 de minute nu mă impresionează, în ziua de azi ne-au obișnuit să sărim de 10 ore cu mai orice telefon. Este doar acceptabil în zona de buget, low mid-range și nememorabil. Este peste Huawei Mate S, dacă îl țineți minte, peste Lenovo K6 și Motorola E4, deci nu e o companie prea selectă. În același timp e sub Xiaomi Mi A2, LG AK și sub Moto G6. Iar la utilizarea continuă, iarăși un scor destul de modest, 5 ore 59 de minute, ar putea la fel de bine să fie gaming, dar nu e telefon de gaming. În principiu este în jurul locului 160 acest telefon, sau poate chiar mai jos, 170. Ar trebui să întreacă un LG G5, un HTC Ultra, dar rămâne sub un Huawei P10 Lite, Nokia 6 sau Nokia 3. În schimb, încărcarea mi se pare destul de rezonabilă, o oră 43 de minute, stă mai bine decât LG G7 și Nokia 6.1. Iar după jumătate de oră de alimentare aveți 40% baterie, după o oră 70%. Intrăm și în zona de setări, unde lucrurile sunt foarte clare când vine vorba de baterie, 3 moduri battery saver mari și late. Hai să le vedem. Off, Extended și Maximum. Fiecare o să umble la luminozitate, la vibrații, la interfață, pentru a mai stoarce câteva ore în plus de la acest terminal. Aș spune că bateria nu m-a impresionat în mod deosebit, este așa și așa în zona mid-range, iar la capitolul acustică avem un singur difuzor în zona inferioară, trei orificii prin care scoate muzica și ceva deosebit. Un convertor quad DAC, de la digital la analogic. Acest convertor reduce zgomotul mult mai bine decât alte terminale din aceeași zonă de preț. Practic nu prea aveți alte telefoane la acest preț care să aibă un convertor de acest tip. Mai are DTS:X pentru surround 3D și hai să intrăm în playerul dedicat, iarăși o chestie pe care nu o prea vezi în ziua de azi. Producătorii se mulțumesc să ne dea doar Play Music. LG ne dă music. Și avem un egalizator
Aici este volumul, avem normalize, avem un egalizator cu genuri muzicale, 10 canale custom, acel DTX de care vorbeam mai devreme și ceva funky, o să vă arăt imediat. În primul rând, când dăm drumul la muzică și ascultăm sau vedem un film sau ne jucăm în landscape, nu m-a acoperit difuzorul, vedeți, rămâne neacoperit de degetele mele de cârnăciori. Și hai să vedem cum sună muzica. Ok, ați văzut mai devreme că avem o opțiune specială pentru Blitz, care face să clipească în ritm cu muzica. Un egalizator destul de generos. Aș spune că experiența în sine are un volum ridicat, claritatea a fost bună. În special, melodiile cu pian și sintetizator se aud bine aici. Basul nu a fost chiar rău, spatele nu vibrează excesiv, deci o experiență încântătoare, n-am nimic de obiectat. Și acel quad DAC convertorul rămâne întotdeauna un plus. Avem și radio FM, nu avem căști la pachet, dar noi avem un decibel metru cu care am măsurat ca de obicei nivelul de decibel și vi-l arătăm imediat. La sample-ul nostru acustic clasic, 88,2 decibeli, scor bun în față și spate. Depășim HTC 11 Live, iPhone 8 și Xperia XA2, nu e rău. Suntem sub Sony Xperia L1 și sub Nokia 5. Pe de altă parte, când jucați niște jocuri, evident că se încinge treaba, 100,1 decibeli, stăm bine, stăm peste flagship-uri în primul rând, peste Huawei P20 Pro și peste OnePlus 6, nu-i puțin lucru, sub Motorola E4 și Zenfone 5, care sunt undeva mai sus în clasamentul acela. Ne-a încântat difuzorul, oare ne încântă și camera, aflați imediat. Înainte de asta, foarte multe opțiuni legate de sonerii, am remarcat eu prin setări, câteva stiluri de vibrații, ringtone ID și alte chestii în aceeași zonă. Apoi rămăsesem la camera. Hai să vedem. În spate, ceva ce nu prea vezi foarte des în ziua de azi, cameră singulară. O cameră singulară de 13 megapixeli cu deschidere f2.2 și face detection autofocus și un blitz LED dedesubt plus, funcție Q-Lens care recunoaște obiecte de shopping, vă trimite spre Amazon, are QR code scanner și detectează puncte de reper. Eu știu, monumente într-un oraș nou sau altele de gen. Pentru selfie-uri avem o cameră de 8 megapixel, wide angle cu deschidere f1.9 și am descoperit ceva. De obicei vă zic că v-am arătat interfața camerei în unboxing, doar că între timp am mai învățat ceva. Pe lângă acest Q-Lens, care v-am zis vă trimite spre Amazon, Visual Shopping, Visual Search sau Scan QR Code, am găsit ceva foarte tare. Opțiunile le-ați văzut deja, modul de captură destul de clasice, food, auto, match shot, guide shot, snapshot, în principiu împărțirea ecranului mai multe bucăți, într-o grilă, cameră față, cameră spate și altele de gen. Dar, când vrei să focalizezi ceva, aproape să faci un macro, apare aici manual focus, vedeți opțiunea asta micuță și vedeți floricica asta înseamnă macro și eu pot să umblu cu sliderul ăsta și să fac un macro ca la carte cu focalizarea manuală. Asta mi s-a părut foarte tare și așa mi-a ieșit bine, bine capturile cu flori. Altfel, nu prea. Și acum trecem la galerie, pentru că iar avem multe cadre și unele speciale. Unele dintre fotografii au fost realizate în UK, deci telefonul a avut parte de niște subiect special de captură. Hai să vedem cum stăm cu capturile. Sunt realizate în Portsmouth, chiar în port, și avem în felul următor. În primul rând, că avem o fotografie cu o corabie de epocă, unde v-am arătat cât de bun și de eficient poate fi HDR-ul. Cu soarele în față și între nori, întotdeauna un lucru dificil, orice telefon ai avea. Dar aici chiar am prins o captură foarte reușită, textura apei este excelentă, soarele a fost reglat mai bine la capitolul contrast, acolo între nori, față de poza fără HDR, un prim plus pentru HDR și detaliile nu sunt chiar rele, pentru că lucrăm aici cu o cameră cu rezoluție mai mică, 13 megapixel, nu are 20 sau 19. În fine, trecem mai departe, în general m-au încântat și culorile, nu pot să zic că sunt deformate, supraexpuse sau subexpuse. Și vă zic din nou, n-am avut detalii cine știe ce, iar HDR-ul a egalizat bine contrastul și nuanțele când a fost cazul. Iarăși capturi foarte arătoase cu această corabie, un cer foarte reușit, multe telefoane nu prea se descurcă cu cerul în ziua de azi și am văzut chiar și iPhone-uri dând kicks la acest capitol, mă rog, la filmare ce e drept, dar e de menționat. Am făcut și niște selfie-uri și chiar nu au arătat rău, să vă zic de ce. În primul rând, textura feței este ok, nu o să vezi chiar toate firele de păr, dar coloritul și textura sunt ok, iar ce e în spatele meu e chiar clar, de la biciclistul ăla până la clădirea asta din spatele meu. În general se uită de acest aspect, multe telefoane tind să uite de treaba asta și cam toate selfie-urile m-au mulțumit. Încă o serie de cadre,
Culorile mi-au fost mereu ok calibrate, nu am avut vreo blurare excesivă. Eventual, la prim planuri, să mă fi chinuit cu vreo 3-4 încercări până să iasă una ca lumea. Și revenim în București, pentru că am niște zoom să vă arăt și nu e rău deloc. Hai să vedem care e treaba cu acel zoom. Avem aceste mașini parcate și începem să dăm zoom și tot dăm și tot dăm și nu arată rău. Pentru o cameră 13 megapixeli, zic că nu arată rău. Am încercat și funcția portrait, știți probabil că avem o cameră selfie care știe portrait și puteți umbla aici, ulterior, ca să reglați nivelul de blur. Adjust autofocus. Așa se poate vedea copacul din spatele meu sau se blurează. Nu o fi el pixel 2 XL, dar se descurcă ok la capitolul portrete de acest tip, mai avem câteva. Și vă spuneam că după, trebuie să recunosc, destul de multe tentative, am reușit să obțin și o captură reușită, macro, close-up, cu acea opțiune de mai devreme, manual focus, și uite așa a ieșit floarea asta bine în fotografii, asta cu prețul la vreo 5, 6, 7 cadre nereușite și mișcate. La interior, capturile nu mai arată atât de impresionant, apare ceva zgomot, avem și obligatorie poza cu pisica, nu se putea altfel. Culorile sunt ok calibrate, dar se vede că e mai mult zgomot decât afară, asta clar. Iar un mic pont, dacă vreți să folosiți telefonul acesta pentru capturi de tip food, sincer, mai bine lăsați opțiunea food dezactivată. Îmi place mai mult cum arată mâncarea fără decât cu. Și dacă tot avem o salată, să vă arăt și un burger. Revenim în UK un pic. Vedeți, burgerul ăsta arată normal. E o fotografie standard, normală, culorile sunt ok. Dar dacă activăm modul food, parcă e prea mult. Și la acel mod food avem un slider pentru a regla balansul de alb cu expunerea parcă, sau mai degrabă culoarea, în fine, parcă eu prefer mâncarea cu această opțiune standard, nu cu cea food. Cam acestea ar fi capturile pe timp de zi, vedeți, avem foarte multe, în capitală sau în Anglia. M-am gândit așa, HDR-ul, selfie-urile, culorile, claritatea, dar repet, sunt și destul de multe cadre blurate și la interior nu prea face față. E ok pentru mid-range, la nivelul lui Motorola Moto G6, s-ar bate cu Xperia XA1, dar nu are megapixeli. Este peste Nokia 6, peste Galaxy A6 2018 și peste HTC U11 Live. Asta ziua. Hai să vedem cum stăm noaptea. În primul rând, noaptea se mai strecoară niște nuanțe de roz în zona inferioară a fotografiilor. Aș spune că halourile sunt ok ca mărimi, nu sunt umflate foarte tare, doar că uneori generează niște dungi aceste halouri. Acest gălbui specific nopții, generat de lumina stradală, este rezonabil, iar zoomul își face treaba bine, chiar foarte bine. Pot să zic că m-a surprins zoomul. La trece la plusuri, claritate acceptabilă, close-up-uri ok, se văd bine și aceste pietre de pe asfalt. Sunt telefoane care dau greș la aceste pietre, deci stăm rezonabil. Este mai degrabă un telefon de ziua decât noaptea. Evident, noaptea nu este vreun cuceritor și chiar dacă a ieșit bine această fotografie cu catena, spre final am o serie de vreo 5-6 poze care sunt blurate rău de tot, deci grijă mare și răbdare când faci cadrele astea, dacă vrei să iasă bine la interior sau afară, noaptea, îți trebuie răbdare. Aici suntem la nivel de Galaxy A6 2018, în jurul lui Nokia 6, gravităm poate și la un P10 Lite, Huawei P10 Lite, și parcă un pic mai luminos decât ele, cam asta aș putea să constat. Zoomul rămâne vedeta. Acum că am vorbit despre poze, să vedem cum stăm cu video, nu puteam să trec pe lângă o corabie fără să o filmez, dar atenție, vânt foarte puternic. Era un vânt extrem de puternic, cred că orice telefon ar fi avut probleme acolo, dar microfonul de aici chiar nu face față. Ce-mi place în schimb e felul în care se reglează expunerea. Soarele acela problemat dintre nori nu ne-a pus foarte multe probleme. Știu că imaginea este cam tremurată, deci stabilizarea nu e optimă, evident doar electronică. Culorile sunt ok. N-am văzut vreun defect precum refocalizare sau alte probleme, deci un complus pentru asta. Și nu vă las fără un test de zoom. Deci focalizare ok, culorile sunt în grafic, claritatea în regulă. Stabilizare cam tremurată și hai să vedem cum stăm cu zoom-ul. Cred că e ușor să vă dați seama, judecând numai după pozele de mai devreme și e clar că stăm bine. Acesta este Spinnaker Tower. Este un turn, monument, loc de peisagistică. Vă puteți urca acolo, bea o cafea și vedea peisajul. Și stăm bine și la zoom. Ok, practic în afară de stabilizare nu am multe obiecții la video, ceea ce nu e rău. Și mi-amintesc că și LG Q6 a făcut o impresie bună la acest capitol. Încă un video de această dată în București, am vrut să testez zoom-ul să mă asigur că nu mi s-a părut că e atât de bun. Culorile sunt ok, dar era o zi super mega norată, destul de întuneric afară, chiar dacă era doar ora 2 sau 3. Iar zoom ok.
Imagine că am tremurat și acum o să vedeți că apare niște grain serios. Cum nu aveți destulă lumină, cum o să apară grain, zgomot în această zonă a frunzelor și detaliile lipsesc la nivel de arbori. În principiu, e clar că nu-i vreun Xperia, asta este sigur. S-ar bate cu Huawei pe light-urile, Huawei Mate light-urile, un Moto G6 Play. Cred că bate totuși Huawei Y-urile și cred că se poate bate cu Nokia 5 și Nokia 6 la filmare. Hai să vedem cum stăm noaptea. Și noaptea avem culme. Culmea e că am filmat din mers și când am mers, nu am avut acel flicker. Știți că multe telefoane când filmează noaptea din mers au acea vibrație, trepidație, tremurătură, cum vreți să-i spuneți, a imaginii. Aici nu vibrează în acel mod. Da, nu stabilizează excepțional, dar în același timp, uitați-vă, nu vedeți imaginea tremurând excesiv. Mă refer ca și cum ar fi cu tremur, la asta mă refer. Deci nu e rău, nici luminozitatea nu era, nivelul de galben este acceptabil, focalizează ok. Și la final, iar avem un zoom acceptabil. Acum, na, dacă vă uitați și după defecte, o să vedeți că se strecoară o nuanță de roz la un moment dat. Este și un pic de zgomot, deci nu e chiar totul perfect. Mă duce cu gândul la un Galaxy J5 2017, la un Samsung Galaxy A3 2017. Îmi place că nu avem motion blur la panning, ceva care am văzut și pe Zenfone 4, cred. Și zic că îl bate pe HTC 11 Live destul de clar și pe Huawei Mate 10 Lite. Deci cam la acel nivel, low mid-range, mid-range, stăm binișor, cam asta fiind presiune spre cameră, punctele de reper, zoom, apoi selfie-urile nu sunt rele, HDR-ul este foarte bun și în general claritatea ziua a fost ok, doar să aveți răbdare să focalizați cum trebuie. Gata, o camera, trecem și la alte aspecte și începem cu web browser-ul, intrăm în Chrome și vă avertizez că nu obține cele mai bune rezultate în benchmark-uri, mă refer la SunSpider, Jetpack și altele de gen. Cam așa se încarcă site-ul Mobilissimo. Din păcate nu avem swipe la tastatura asta, dar câștigăm un rând numeric sus peste butoanele cu litere. Trecem mai departe acum și vorbim despre conectivitate. Lucrurile sunt previzibile și simple. Avem aici un port USB Type-C, avem un jack audio, mai primim și suport 4G LTE, VoLTE, USB OTG, DLNA, GPS, AGPS, avem și Wi-Fi A, B și N. Nu avem Wi-Fi AC în cazul în care mă întrebați. Chiar nu avem Wi-Fi AC, deci un prim neajuns. Avem NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2. Apelurile s-au auzit ok. Claritatea a fost acceptabilă. Și hai să vedem cum a stat cu vitezele. În lipsa lui Wi-Fi AC, vă dați seama că nu cred că au strălucit în mod deosebit. Hai să vedem rezultatele obținute în speed test. Aflați că în speed test avem următoarele scoruri. Hai să vedem. Cel mai mare este cel 4G LTE la download, 109 mega pe secundă. Eu zic că stăm chiar bine la acest nivel. Deci download 4G 109 mega pe secundă, upload 4G 47,1 mega pe secundă. Nu e rău deloc. La Wi-Fi mai subțire, 45,4 mega pe secundă download, 25 mega pe secundă upload. Se putea mai bine. Asta e, trăim și fără Wi-Fi AC, dar 4G-ul thumbs up. Și acum trecem la software. La capitolul software, rulăm Android Oreo 8.1 cu interfața LG aplicată peste, o interfață minimalistă și abstractă, dacă ne uităm la iconografie și la culorile sale și la abordare. În rest, experiența Android clasic, adică pentru multitasking avem acest carusel și la o adică putem să facem și split screen, dacă este cazul, în aplicații dedicate. Avem, spre exemplu, galeria și putem să adăugăm apoi, dacă vrem, și MX Player Pro să ne uităm la un video în vreme ce navigăm prin galerie. Acesta ar fi split screen-ul și multitasking-ul. Mai departe, ținem apăsat pe home screen și accesăm zona de widget-uri, wallpaper, home screen settings și app trash. Foarte multe widget-uri unice propuse de LG față de cele stock, fundaluri și setări. V-am zis că puteți merge pe interfața clasică cu toate aplicațiile pe ecran sau să aveți un app drawer declanșat apăsând pe iconul dedicat. În rest, un swipe în jos vă arată notificările și quick settings, unele foarte utile. Apeși pe Capture Plus, faci un screenshot și imediat treci la editare. Poți să scrii niște text, poți să desenezi ceva pe ecran, poți să selectezi câteva palete, transparență și alte opțiuni, deci niște screenshot-uri de înaltă putere, ca să zic așa, niște capturi de ecran de înaltă putere. Mai departe, intrăm în zona de setări, unde vă avertizez că LG oferă foarte multe lucruri. În primul rând, v-am arătat la display câte chestii sunt, apoi la sunet, foarte multe. Tipuri de vibrații, sound profile, alertă cu blitz pentru apel, do not disturb, notification sound, efecte
vibrații și sunet pentru fiecare gest al vostru. La conectivitate, iarăși, multe opțiuni, inclusiv de NFC, Android Beam, partajare, partajarea de fișiere, opțiuni speciale pentru terminalele LG, Media Server, LG AirDrive, deci funcții wireless speciale dacă mai aveți și alte terminale LG, ba chiar și o funcție VPN la îndemână. Iar la general găsiți opțiuni legate de securitate, lock screen, baterie, stocare, smart adapter care face curat printre resursele voastre și optimizează absolut tot, special memoria, gaming. Nu știu dacă știați, dar avem și funcții de gaming, game tools, le avem pe acesta. Acestea au de-a face special cu funcții de gen no disturb și chiar reglaje de grafică, resolution și frame rate, toate reglabile la jocurile instalate în noi. Mai departe avem și break time ca să nu stăm excesiv la joc. De fapt, un break time reduce luminozitatea și performanța când părăsiți jocul. Reduce luminozitatea și performanța când lăsăm jocul rulând mai mult de 5 minute. Interesant acest break time. Hai să revenim. Tot la general mai avem accesibilitate și knock on, îl știm de când lumea. În principiu, dacă faci așa, vedeți? L-am blocat și apoi l-am deblocat. Sau mai bine zis, am activat sau am dezactivat ecranul cu acea dublă apăsare sau cu ciocănirea celebră double tap on the screen to turn it on or off. Update center, backup și nu uităm, v-am zis securitate mai devreme. Avem cititorul de amprente în spate, sub camera singulară. Viteza este rezonabilă în zona mid-range, este o viteză medie, nu e foarte rapid, dar e destul de precis, asta trebuie știut. Cât despre aplicațiile preinstalate, trebuie să vă informez că nu avem bloatware, le-am numărat, sunt 34 la număr, pachetul clasic de la Google, cu sheets și slides inclusiv, apoi Essentials, Contacts, Clock, Tasks, Music, Calculator, Email, Audio Recorder și FM Radio, Centru de Update, File Manager și chiar magazinul LG SmartWall de aplicații. Unde găsim, cred că și niște exclusivități, recomandări, conținuturi și aparent cea mai populară formație de pop din lume, BTS, Korean Pop, K-Pop. Ok, acestea fiind spuse, este momentul verdictului și finalului recenziei lui LG Q7 și întâmpinăm treaba asta jucându-ne pe final. V-am zis că asfalt nou nu arată grozav, hai să vedem totuși cum arată asfalt nou aici. Începem cu aspectele pro. Avem aspecte pro și contra. La cele pro intră un design arătos, un ecran de calitate, în special la culori. Telefonul nu suferă de lag la utilizarea de zi cu zi. Bateria este așa și așa, cam asta aș avea de spus la capitolul baterie. Am inclus bateria și la pro și la contra pentru că încărcarea a fost destul de ok și părerea mea este mixă despre baterie. Deci bateria așa și așa, acustică de calitate, certificarea aceea militară plus IP68-ul sunt binevenite, captura selfie arată bine, macro-urile au fost și ele bunicele, culorile și zoom-ul chiar m-au surprins. Foarte multe opțiuni în general, nu numai pentru cameră, opțiuni, setări, gârlă pe acest terminal, astea ar fi aspectele pro. Acele contra, spatele este destul de ușor dezgâriat, aș spune, butoanele nu sunt chiar cele mai comode din lume, la gaming nu e chiar asta, adică joacă jocurile, dar nu la detalii optime și uneori și cu un mic stutter. Iar bateria o băgăm la așa și așa, v-am zis că am trecut-o și la pro și la contra, nu avem Wi-Fi AC, avem și câteva capturi blurate, nu o să iasă totul chiar din prima, mai ales la prim planuri, și noaptea apare și o nuanță roz și nu sunt chiar cele mai bune capturi low-light văzute de mine. Iar microfonul nu pare să facă față vântului puternic. Ok, ați văzut și o cursă din asfalt nou, concluzia mea despre LG Q7 este că este un telefon pentru o instagramăriță. Hai să vă zic de ce. Este arătos, face selfie-uri bune, are portrait, face fotografii cu niște culori ok, se descurcă la muzică și are un ecran de calitate. Mie asta îmi sună, stai toată ziua pe Instagram și asculti muzică, cine face asta? O domnișoară influenceriță pe Instagram. Cam asta ar fi publicul țintă, cuplat cu un 4G rapid. Deci dacă asta nu țipă live stream, Instagram, Facebook și personalitate tânără care se transmite mereu pe web, nu știu ce. Cam acesta ar fi profilul LG Q7, nu-l lăsăm și fără niște note. Și hai să vedem ce note îi dăm. La design are un 8,4, la display 8,7, la hardware 8,3, benchmark 7, temperatură 9, baterie 7, audio 9. La capitolul cameră primește 8,2, conectivitate 8,1, OS și UI 8,5 și pentru preț un 8,5 de asemenea. Nota finală 8,24 din 10 la mobilissimo.ro pentru LG Q7. Cam atât de la noi. La revedere!